Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi facem o prăjitură de ananas cu ananas din compot. O prăjitură rapidă și foarte, foarte bună și gustoasă. Așa că rămâneți lângă mine să vedem ingredientele și modul de preparare, bineînțeles. Pentru prăjitura noastră de astăzi am nevoie de 60 de grame de unt, 100 de grame de zahăr brun, 7-8 rondele așa de ananas din compot, 7-8 cireșuțe din acestea confiate, iar pentru blatul în sine folosim 200 de grame de făină, un pliculeț de praf de copt, 120 ml compotul de la ananas, 110 grame unt pe care o să-l topim, 150 de grame de zahăr, un praf de sare, 2 ouă și ne apucăm de treabă. Punem într-un castronel zahărul și untul așa un pic topit și amestecăm bine. Iar acum în formă punem untul și zahărul și împindem pe toată suprafața. Cam așa, dragilor. Iar acum luăm rondelele de ananas și le punem aici. Da? Și în mijloc câte o cireșică. Așa, dragii mei. Și ne ocupăm de aluat, de blat. Dragilor, am topit untul. Îl punem într-un castron împreună cu zahărul. Amestecăm puțin. Punem un praf de sare, ouășoarele, amestecăm, bine, punem sucul de ananas, amestecăm. Și acum praful de copt și făina. Și amestecăm bine până încorporăm toată făina. Și acum turnăm peste ananasul nostru și acoperim bine totul. Și acum mergem, dragilor, cu prăjiturica la cuptor. Cuptorul încins la 180 de grade pentru 30-35 de minute. Dragilor, au trecut cele 30 de minute, prăjiturica noastră s-a copt. O lăsăm acum să se răcorească și venim să o răsturnăm frumos pe platou. Dragilor, așa arată prăjiturica noastră, foarte, foarte frumoasă și miroase atât de bine, că abia aștept să tai o porție și să o gust. Să tăiem, dragilor, cum am zis, o porție de prăjiturică răsturnată cu ananas din compot. Un deliciu! Un deliciu! Ia uitați-vă, dragilor! Foarte, foarte bine arată și miroase, v-am spus, untul acela. Super! Dragii mei,
Sper să vă fie de folos rețeta, să vă placă, să îmi spuneți în mesajele voastre, în comentariile voastre, ce părere ați avut despre prăjiturica noastră răsturnată cu ananas din compot, un deliciu și cam atâta e de spus. Până la următoarea rețetă, eu vă urez numai bine și multă sănătate. Vă pup, la revedere!